Biserica Sfântul Ioan Iacob Hozevitul din localitatea Constanțeană Mihail Cogălnicianu și-a sărbat hramul. Sfânta liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în Biserica Parohiei. Pentru a marca acest eveniment, au fost aduse spre cinstire moaștele Sfântului Luca al Crimeei de la Biserica Sfântul Nectarie din Constanța. Construită între anii 2012 și 2013, biserica deservește peste 70 de familii.